Dar altceva vreau să spun, Vivi, pentru că am vorbit despre 27, despre 6, despre 1 și vom vedea de ce, cu subiectul predicat, un scurt interviu de vreo 5-6 minute cu un personaj foarte important de la Transfermarkt, se numește Cătălin Câmpian, este area manager in Romania, ca să folosim niște termeni de ăștia pe care nici noi nu-i cunoaștem. Deci omul se ocupă de ce înseamnă România pe Transfermarkt, ca să fim mai expliciți. Explică de ce scrie 27 în dreptul titlurilor de campion la FCSB și mai explică un lucru foarte interesant. Bine, cumva o lasă așa în aer, dar spune un lucru foarte interesant despre oficialii de la CSA Steaua care l-au contactat pentru ceva, dar nu pentru palmares. Haideți să îl urmărim pe Cătălin Câmpian. Eu zic în română, area manager în România pentru Transfermarkt. Că pe Transfermarkt s-a schimbat numărul de titluri din dreptul celor de la FCSB. Nu mai apare 26 așa cum apărea până acum, apare 27. Explică-mi și mie de ce s-a făcut această schimbare, ținând cont că există acel proces încă pe rol între CSA, Steaua și FCSB și știu că au fost în ultimele zile discuții că FCSB n-ar avea 27 de titluri. Da, știm problema asta. Noi pe Transfermarkt, de când a început acest scandal, am discutat ce o să facem în momentul în care totul ar putea să devină definitiv. Și ar fi un lucru destul de complex, nu doar trofeele ar trebui modificate, ci întregul, tot ce ține de istoricul FCSB, dintr-o anumită dată până azi. Noi am discutat că doar la o decizie finală vom face aceste modificări, se vor face pe site, inclusiv rapoarte de meci, trofee și tot ce avem pe site, dar știm că CSA Steaua uneori ne prezintă ca definitive câștigarea palmaresului. Acum, noi nu suntem juriști, nu. Din punctul ăsta de vedere al trofeelor, noi putem zice că suntem doar un portal. Știu că mulți ne dau ca ceva foarte oficial. Și noi am discutat că vom face aceste modificări doar când UEFA va scoate din istoricul FCSB trofeul Champions League. Deci, practic și voi mergeți după ce spune UEFA, deși știi și tu probabil că e o discuție generală, că oamenii spun că UEFA de fapt ascultă la ce spune FRF și ce transmite FRF către ei. Da, noi suntem de acord. Adică eu personal, chestia asta o zic în nume propriu, nu neapărat Transfermarkt. Știm că s-ar putea să fie probleme la federație. Peste tot, toată lumea prezintă subiectiv situațiile. Am văzut că Federația și Liga se feresc chiar și acum la câștigarea trofeului să spună că a fost trofeul cu numărul 6, trofeul cu numărul 27. Probabil că nici ei nu sunt siguri, nu vor să-și asume. Dar noi mai suntem mult mai la un nivel mult mai jos ca ei, ca importanță, ca să ne asumăm noi ceva. Și atunci luăm ca atare decizia UEFA. Cu siguranță și CSA Steaua ar avea pârghii mai departe, poate nu au vrut să le pună în practică sau poate urmează să ajungă până acolo. Ca părere personală, din nou, cred că ar putea să ajungă chiar și la TAS. Da. Dar mai e ceva ciudat. Un oficial al clubului CSA Steaua a discutat cu mine pe mailul Transfermarkt, am discutat despre profilul lui, despre ce modificări are nevoie, dar nimeni nu ne-a zis niciodată nimic de palmares. Au fost recomandări de modificări, cerințe, dar din partea fanilor CSA Steaua, nu din partea oficialilor. Interesant ce spui. Presupun că e din conducerea primei echipe sau cum? Sau doar din... Da, mă oferesc să dau un nume pentru că probabil e normal să fie confidențial. Dar, poate nici nu ne văd așa importanți. Nu e asta o problemă. Doar că, și tot din punct de vedere personal, eu mai am o opinie. Cred că CSA cu aceste dosare câștigate sau fără, e normal să-și prezinte palmaresul câștigat în perioada în care a avut echipa de fotbal, care, din punct de vedere sportiv, este FCSB.
dacă ar fi câștigat sau dacă ar câștiga vreodată un proces în care federația să fie obligată să, în cel mai rău caz, să excludă FCSB pentru că nu și-a câștigat locul corect în anii 2000, atunci ar fi cu siguranță palmaresul celor de la CSA. Dar din punct de vedere sportiv, așa cum UEFA astăzi ne arată, FCSB este continuatoarea. Acum alte discuții, nume, stemă, fiecare da. Are o altă opinie. O chestie care nu ne-am înțeles-o și nimeni nu a pus-o în discuție niciodată a fost cea cu actuala emblemă care CSA Steaua o poartă pe piept. Făcută în perioada... Până ca clubul să ajungă la Gigi Becali, clubul de fotbal, eu n-am văzut emblema identică pe un echipament al celor de la CSA Steaua. Da. Știu că s-a discutat la un moment dat că Mihai Stoica și cu oamenii din galerie au lucrat la ea sau ceva de genul acesta. Da, da, astea sunt detalii, nu știu ce să zic, dar na, bine, astea sunt opinii proprii. Ce ține de Transfer Market, ce m-ai întrebat, noi la concluzia asta am ajuns. Spune-mi, te rog, dacă ați primit mesaje în ultimele mail-uri, mesaje în ultimele zile de când FCSB a luat titlul legat de treaba asta de care te-am întrebat eu, cu 27 de titluri. Dacă ați primit mesaj de la CSA, dacă, nu știu. Eu personal nu am primit. Sunt probabil anumite situații în care se trimit mail-uri spre transfermarket.info sau ceva de genul. Și colegii din Germania, dacă văd că e o situație din România, mi-o redirecționează. Eu personal nu am primit. Da. Dar acesta va fi răspunsul și pentru dânsii. Nu știu, eu am opiniile personale, dar ce ține de site, mereu am întrebat, mi s-au cerut și mie opinii că sunt aici în România și am oferit ce știu eu, dar asta a fost concluzia. Atâta timp cât pe site-ul UEFA, pe pagina FCSB, Marius Lăcătuș apare golgheterul istoric al echipei în cupele europene, noi nu o să facem modificări. Cătălin Câmpian, reprezentantul Transfer Market în România, ca să vorbim mai pe românește, fără cuvinte de astea mai așa complicate, spune clar de ce Transfer Market trece 27 în dreptul titlurilor câștigate de FCSB, deși există încă procesul acela pe rol între FCSB și CSA Steaua legat de palmaresul oficial pe care cele două cluburi l-ar avea. Spune că UEFA, ei se iau după UEFA, dacă UEFA spune ceva, ăla este, aia e literă de lege, aia este Biblia celor de la Transfer Market. Și spune Cătălin Câmpian la un moment dat că Transfermarkt nu este neapărat o sursă oficială, dar atât de neoficial este acest Transfermarkt, transfermarkt.com, încât în 2020, după ce site-ul Transfermarkt a publicat cel mai valoros primul 11 format din jucători reprezentați de celebrul impresar Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo a făcut scandal mare de tot, pentru că în dreptul lui cota sa era de doar 75 de milioane de euro. Deci, Vivi, la nivelul ăsta s-a ajuns la care Cristiano Ronaldo spune despre un site care unii spun că nu e atât de important. Dar că... nu este oficial. Păi nu este oficial, dar oamenii ăștia se iau după ce văd la UEFA, unde este oficial. Hai să spun, uite, eu am trăit-o pe propria pele. În 2011-2012, când am făcut acea echipă Petrolul împreună cu Ucluj, cu jucătorii de la Petrolul jumate de la Ucluj, când s-au transferat jucătorii de la Ucluj. Da. Florian Walter, care era patronul de la Ucluj și a preluat Petrolul, a dat acei jucători la valoare zero, de la Cluj la Petrolul. Și erau Gicu Grozav, Bornescu, Galamaz, Adrian Cristea, mulți jucători. S-a făcut un dosar la DICOT pentru faptul că au spus că acei jucători aveau o valoare de piață de 11 milioane de euro. Bă, 11 milioane de euro, cei jucători. Și am stat de vorbă cu procurorul de caz, eu fiind managerul general, și l-am întrebat, dar domnul procuror, cum ați ajuns la suma aceasta de 11 milioane? Păi ce, după Transfermarkt. Păi, dar știți, există meseria de evaluator de jucători în România recunoscută? Pentru că știam că nu există. Zice, nu. Păi zic, dacă n-aveți ceva oficial, cum? Păi așa pe site, intrați pe site, că m-am lăsat și eu de 3 ani de fotbal, și zic, am cotă 200 de mii de euro. Păi nu, că zic, dacă a spus dumneavoastră 11 milioane, dați-ne dumneavoastră 7 milioane de antico și vă dăm toți jucătorii. Și îi vindeți cu 11. Nu, domnule, Transfermarkt este un site
care estimativ. Estimează jucătorii și ți-am spus, mulți impresari umflă aceste cifre. Corect. Dar nu există, în România nu este meseria de evaluator de jucători. Și ceea ce mai spune domnul Câmpean, ăsta ce spune adevărul, că UEFA nu a fost informată de către Federația Română de Fotbal de procesele care sunt și că faptul că o instanță nu este definitivă, a decis că palmaresul până în 98 este la clubul sportiv. Deci tu spui că după ce va fi definitiv, după ce va fi definitiv, irevocabil. Federația Română de Fotbal este obligată să anunțe UEFA hotărârile definitive ale unei instanțe de judecată. Și dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta? Este obligată Federația Română de Fotbal. Este obligată prin hotărâre de consiliu, prin hotărâre judecătorească să anunțe. Deci tu spui că în momentul în care se oprește, se stopează, termină cu procesul ăsta, FCSB nu va mai avea 27 șapte. Poate va câștiga FCSB-ul. Da. Nu se știe că în ultima instanță, în alta curte spune. Poate va câștiga FCSB-ul. Și atunci se termină și acest... Dar dacă în prima instanță s-a decis că clubul sportiv al armatei Steaua, pentru că Gigi Becali poate să aibă palmarese din 2003 încolo. Până în 2003 n-a fost. Nu? Vivi. Bun, am înțeles. Haideți să mai vorbim despre un lucru foarte interesant. Mai am câteva lucruri despre FCSB, dar vreau să vorbim despre un subiect, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție și mai avem și Rapidul, și Dinamo, și Craiova, și ce s-a întâmplat. Deci avem o grămadă de subiecte astăzi, timpul este foarte scurt. Dar hai să trecem la un subiect cu adevărat incredibil și mi-a ajuns astăzi la... Uite, îmi spune ceva, este o acțiune în constatare fără titlul executoriu legat de treaba cu palmaresul. O acțiune în constatare fără titlul executoriu. Da, păi da, nu este definitivă, da. Dar prima instanță a spus că palmaresul 4798 este al clubului sportiv al armatei Steaua. Bun. Încheiem. Deci am și încheiem pentru două titluri acolo. Încheiem, nu? Pentru un moment. Am două titluri acolo, unul acolo. Niște numai 2005.